Animale de la zoo. Bună, copii! Eu sunt îngrijitorul animalelor de la zoo. Pentru că eu știu că voi sunteți niște copiiste și știți foarte multe lucruri despre animale, vă propun să jucăm împreună jocul Ce sunt eu? Fiecare animal va spune câteva lucruri despre el, iar voi va trebui să ghiciți despre ce animal este vorba. Să începem! Am pete maro, mă hrănesc cu frunze, am gâtul lung. Ce sunt eu? Corect! Eu sunt girafa! Am urechi mari, sunt cel mai mare animal care trăiește pe uscat. Am o trompă foarte lungă. Ce sunt eu? Corect! Eu sunt elefantul! Mănânc bambus, sunt un fel de urs și sunt alb-negru. Ce sunt eu? Foarte bine! Eu sunt ursul panda! Am brațele lungi și mă plimb cu liana. Trăiesc în copaci, am părul maro și mănânc banane. Ce sunt eu? Corect! Eu sunt o maimuță! Urc în copaci, sunt un tip de șopârlă și pot să-mi schimb culoarea. Ce sunt eu? Într-adevăr, eu sunt cameleonul! Sunt foarte lentă, pot trăi mai mult de 200 de ani și am o carapace dură. Ce sunt eu? Corect! Eu sunt broasca țestoasă! Sunt un fel de pisică mare, am ghiare ascuțite și am dungi. Ce sunt eu? Într-adevăr, eu sunt tigrul! Pot fi foarte lung, am solzi, nu am brațe și nici picioare. Ce sunt eu? Corect! Eu sunt șarpele! Strămoșii mei au fost dinozaurii. Trăiesc în apă, dar și pe uscat. Am o piele solzoasă, o gură mare cu dinți mari și ascuțiți. Ce sunt eu? Corect! Eu sunt crocodilul! Am aripi, dar nu pot zbura. Sunt o pasăre polară. Sunt foarte bun înotător. Ce sunt eu? Într-adevăr, eu sunt pinguinul! Foarte bine, dragii mei! V-ați descurcat minunat! Voi sunteți niște copii tare isteți! Pe curând!